Comisia va avea ca scop analiza situației pacienților care au nevoie de administrarea unor medicamente pentru indicațiile terapeutice neincluse în caracteristicile produsului, în cazul unor afecțiuni pentru care nu există alte alternative terapeutice sau atunci când pacientul are contraindicații la alternativele terapeutice existente și identificarea măsurilor necesare pentru asigurarea accesibilității tratamentului. Este vorba în special de pacienți cu boli rare. Există pacienți care nu au nicio șansă la tratament dacă nu înființăm această comisie și dacă nu o facem să funcționeze. Știu că sunt temeri legate de bugete sau farmacovigilență, dar pe care le putem depăși. Sunt povești de viață, sunt oameni care nu au bani suficienți să-și plătească acest tratament. Să le dăm dreptul la viață, să le dăm o șansă și să monitorizăm cât mai bine reacțiile adverse dacă ele există. Eu spun că sunt temeri justificate, dar nu atât de justificate încât să refuzăm dreptul la viață unor pacienți, a declarat Sorina Pinta, ministrul Sănătății. Sorina Pinta a mai arătat că Ministerul Sănătății va analiza și va ține cont de propunerile și observațiile venite din partea tuturor celor interesați și implicați pe acest subiect.